Apostolii tăcerii. Într-un început era cuvântul, și cuvântul era la Dumnezeu, și cuvântul Dumnezeu era. Exact cum auzim în Sfânta Liturghie, rostind o cerere din Ectenia mare și mică, pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Adică nu putem să umblăm pe șapte cărări, direcția spre Dumnezeu este numai una și noi trebuie să fim rectilinii când e vorba de învățătura creștină și de a urma poruncile lui Iisus Hristos. Așa începe Evanghelia după Ioan. Omul, creația lui Dumnezeu, trup din trupul lui, făcut să trăiască în lumina cuvântului, să pătrundă prin el adâncimile bucuriei, extazului, iubirii și tristeții. Șoapta, taină purtată de vânt spre ureche și apoi înghițită de același vânt. Cineva tocmai ți-a surpat speranțele, altcineva te leagă în dulci amăgiri. Răsăritul are și el propria rostire. Ca și norii, ploaia, asfințitul, luna de pe cer, florile își vorbesc. Albinele le ascultă. Pescărușul hoinar de la Sfântul Munte duce un mesaj la meteora și îl lasă pe stânci, de unde îl vor culege cuvioșii părinți în diminețile cu rouă. Pe o corabie, vorba străbate mările și ajunge la capăt de pământ, trecând prin ținutul nămeților, peste pajiști și câmpii, răscolește hățișuri. Tulbură somnul berzelor. Ademenește peștii cei frumoși colorați.
păcălește nu feri să-și deschidă corola. Și toate acestea cu vraja unui cuvânt. Toaca anunță vecernia, clopotul bate de sfânta liturghie. Grăbiți-vă! Nu-i timp de pierdut! Au, n-ați auzit? Cu siguranță nu. Nu știți nimic din ce s-a întâmplat și nici din ce v-am povestit. Sunteți cei cu buze pecetluite și cu urechi care n-au cunoscut desfătarea din cântarea vieții. Urmați-mă! Această cronică va aparține și nici măcar n-am scris-o eu. Alții s-au făcut vrednici de ea. După cum a fost necesar și este în continuare ca surdomuții să aibă preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie mimico-gestual, tot atât de necesară este și realizarea unui film în acest sens, ca să poată mai ușor pricepe și învăța și ceilalți din țară, mă rog, și din străinătate, când se pune problema ajutorării surdomuților. Este o mare binecuvântare de la Dumnezeu când anumite zidiri se preocupă și de hipoacuzi, adică cei care nu aud și nu pot să vorbească, în sensul că și ei au aceleași nevoi spirituale de a se spovedi, de exemplu, și un, de exemplu, eu n-aș putea să spovedesc un surdomut. De aceea, binecuvântat Dumnezeu, să, cu harul său, să lumineze pe Părintele Onu Constantin, care s-a ocupat de aproape cu îndemnul nostru în acest spațiu de a se osteni în instruirea, sigur, a candidaților care vor ajunge mai așa, au ajuns dintre ei și care vor ajunge preoți, slujitori, pentru a veni în ajutorul copiilor lui Dumnezeu. Așa se face că am putut să hirotonesc un primul preot ortodox surdomut pentru surdomuții din Pitești. A fost o experiență minunată, în sensul că era la noi în premieră, sigur, trebuie să ne lăudăm că e în premieră, dar așa a fost. Și pentru toată treaba aceasta a trebuit puțin curaj, așa cum se fac toate lucrurile, să zicem, noi, care n-au mai fost, sigur. Pe lângă faptul că a fost drumul greu, sigur, aici, la Pitești, prin hotărârea Sfântului Sinod, bineînțeles, la propunerea noastră, s-a aprobat un centru de perfecționare, dacă putem spune așa, pentru candidații care vor trebui să facă o lucrare deosebită. La seminarul teologic de la Curtea de Argeș s-au dat clase pentru elevii care se pregătesc pentru a fi preoți pentru surdomuți și la Facultatea de Teologie din Pitești este o secție care pregătește, într-adevăr, candidați pentru
toate comunitățile din România. Ne-am gândit să binecuvântăm din toată inima apariția liturghierului, care este aprobat și de Sfântul Sinod pentru surdomuți și ca o cunună, ca o încununare și imprimarea unui CD cu desfășurarea liturghiei pentru surdomuți folositoare la mai ușor la comunitățile din țară și din străinătate. Ideea unei biserici paraclis destinată surzilor a însemnat apropiere, cunoaștere, un pas făcut împreună pe calea Domnului. N-a fost ușor, dar ce început este lesne. Încercând să vorbim despre istoria lucrării pentru surzi, putem să afirmăm că în anul 1996, sfătuit, îndrumat și cu binecuvântarea Părintului Episcop Calinic, am dorit să investighez comunitatea de surzi din Pitești, să aflu în ce măsură ei sunt asistați religios, în ce măsură contactul lor cu biserica există. Lucrul a fost destul de tulburător pentru că lumea surzilor nu se afla la acel moment într-o relație directă cu Sfântul Locaș, cu preotul. Nu erau constituiți într-o parohie, nu aveau un program liturgic. Aceasta a impus de la sine să se facă un spațiu distinct pentru surzi. Este vorba de paraclisul izvorul Tămăduirei Fata din Prundu, care a fost sfințit în anul 1997, Părintele Episcop Calinic. A fost un lucru deosebit de impresionant pentru faptul că surzii adunându-se de acel loc, atât de frumos comunicau între ei cu Dumnezeu și cu preotul, încât ne-am dat seama că ei pot să fie încadrați, pot să fie, să se transpună comunicarea lor într-un limbaj specific lor, pe care Sfântul Sinod să-l acrediteze sau să-l accepte ca un mod firesc de slujire pentru ei. Inițiativa a aparținut părintelui profesor Onu Constantin și s-a bucurat de succes. Preasfințitul Calinic, episcop al Argeșului și Muscelului, a înțeles importanța acestui demers civic și pastoral. I-a acordat tot sprijinul. Iar rezultatele n-au întârziat să apară. Fiind sfințit paraclisul izvor Tămăduirei Fata din Prundu, trebuia permanent să fie un preot cu acești credincioși. Eu am slujit până la o vreme, însă fiind necesar să fac misiune în țară pentru a organiza așa de comunitate de surzi, Părintele Episcop Calinic mi-a cerut să prezint un număr de persoane interesate să slujească surzilor. Între aceștia a fost și preotul Toma Constantin, persoană surdă, care a încântat și ne-a încântat cu cunoștințele teologice pe care le-a avut și cu modul profund în care slujea surzilor. Este primul preot care a dovedit, dintre persoanele care sunt cu deficiențe de auz de vorbire, a dovedit cât de frumos poate fi cuprins în limbajul gestual cultul ortodox. În doar câțiva ani, un proiect modest s-a transformat în formă de învățământ, încercare de pionierat la nivel de patriarhie. Proiectul nostru de a sprijini surdomuții a fost atât de bine perceput la nivel național, patriarhal, încât s-a pus problema formări de cadre bisericești pentru confrații surzi deficienți de auz de vorbire. În această situație, Sfântul Sinod a aprobat în anul 1999 ca la Curtea de Argeș, în cadrul seminarului teologic, să se înființeze o clasă pentru persoane deficiente de auz și de vorbire. A urmat alcătuirea liturghierului gestual, instrument de căpătâi, în cunoașterea sfintelor învățătorii și săvârșirea serviciului divin pentru persoanele fără auz.
învățământul teologic pentru surzi impunea existența unei cărți de cult, unei cărți care să cuprindă întreaga manifestare liturgică, adică a liturghierului. Un liturghier care să exprime informația în gesturi și în scene iconice pentru această comunicare vizuală. Liturghierul a fost precedat de o simbolistică a semnelor, de semnele credinței, de liturghie pe înțelesul surzilor. De atunci, capodoperea la care s-a ajuns, pe care Sfântul Sinod a încuvințat-o, liturghia ortodoxă tradusă în limbajul micogestual. Este un lucru de căpătâi pentru tărâmul pastoral liturgic pe care Biserica Ortodoxă a pășit acum în acest mileniu 3. Veștile bune se răspândesc cu repeziciune. Credincioșii surzi se puteau ruga prin semne, după cărți făcute anume pentru ei. Curând, primele generații de preoți au părăsit băncile școlii și au plecat să slujească în parohii din tot cuprinsul țării. Ei sunt aceiași care acum 10 ani îl colindau pe vrednicul de pomenire, Patriarh Teoctist, sprijinitor înfocat al cauzei surzilor. Studenții teologii surzi care acum 10 ani colindau pe vrednicul de pomenire, Patriarh Teoctist, au devenit între timp preoți, cântăreți și profesori în școli de surzi. Aceștia acum sunt cadre care primesc tot sprijin din partea actualului Patriarh Părinte Prea Fericit Daniel în ce privește organizarea cultică de comunități noi în cuprinsul Patriarhiei Române. Preotul profesor Onu Constantin vedea în munca sa o formă de mântuire. A devenit duhovnicul surzilor, părintele și fratele lor. A încercat să le înțeleagă frustrările și nevoile, visele și speranțele. I-a însoțit în călătoria de cunoaștere a lumii din jurul lor, lumea cuvântătoare. Integrarea socială și religioasă a fost posibilă abia după editarea unor manuale de limbaj gestual. Nu s-a omis nici pregătirea de cadre specializate în vorbirea prin semne. S-au amenajat biserici specifice neauzitorilor. În folosul surzilor a meditat un număr de 14 lucrări. Aceste cărți sunt cele care au format cadrele din cele 15 parohii înființate după 1996 în întreaga Patriarhie Română. Trebuie precizat și faptul că tot din rândul acestor absolvenți ai teologiei din Pitești avem primii profesori de religie care transmit informația la oră prin semne, un lucru deosebit de important pentru persoana și pentru cultura surzilor. Poate n-ar fi răzbit singur, dar și-a crescut ajutoare și nu-i de mirare că printre primii studenți s-a numărat și fiica sa, astăzi asistentă universitară. Povestea ei este lungă în ani de viață puțini și definește ambiția îngemănată cu multă dăruire. Am început lucru cu surzii în anul 2001, an în care am intrat la Facultatea de Teologie, secția Comunicare și Slujire prin Limbajul Mimicogestual. Totuși, pot spune că în 1996 am făcut primul pas pentru a intra în comunicare efectivă cu surzii. Am învățat să comunic cu ei exact în maniera și spiritul unei persoane surde. Împreună cu colegii mei surzi de la Facultatea de Teologie, secția Comunicare și Slujire prin Limbajul Mimicogestual, am pus în scenă două piese de teatru, Aifata și cel de-al patrulea mag. Am arătat că persoanele surde pot fi și actori.
Au fost scenariști, au fost regizori și au arătat publicului că merită să fie aplaudați la scenă deschisă. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur pe înțelesul surzilor, realizată de preot lector universitar dr. Constantin Onu, tatăl meu, carte la care am colaborat, este un manual, un instrument pentru deficienții de auz, dar și pentru auzitorii care doresc să înțeleagă și să se exprime gestual în cadrul liturghiei. Am lucrat la cartea Semnele Credinței. Este un dicționar religios, cuprinde în principal cuvinte religioase care sunt descrise. De la persoanele surde am învățat să-mi exprim dragostea și iubirea către Dumnezeu prin semne. Am învățat să spun Dumnezeu, credință, iubire. Avem realizări. Avem deja Semnele Credinței, este un dicționar. Avem liturghiile pentru surzi. Avem un film care prezintă întreaga liturghie pe înțelesul surzilor. Sunt doar câteva realizări pe care sperăm că nu le-am făcut în van, pe care suntem siguri că persoanele surde le vor primi cu plăcere și le vor folosi în continuare. Am creat instrumentul de lucru. Acesta există, trebuie doar să fie folosit de colegii mei de facultate care au absolvit facultatea teologie, de cei care vor deveni profesori pentru surzi. Doamne, ajută-ne pe noi în lucrarea noastră. Într-o clipă de răgaz, l-am vizitat pe preotul profesor Onu Constantin la facultatea Sfânta Filotea din Pitești, unde se află cabinetul de limbaj gestico-mutual. Studenții îl așteptau. Era după vacanță și fiecare avea amintiri de depănat. Asistenta lui se căsătorise. Fetele se întorceau dintr-o excursie. Băieții erau curioși. Dacă vreun făt frumos o să le fure colegele. Viața merge înainte. Într-un târziu, cineva se gândește să-l bage în seamă și pe cronicar. I se cere să transmită un mesaj de la apostolii tăcerii. Îndeplinim rugămintea, chiar dacă vorbele sunt prin semne. Zâmbetele nu au nevoie de traducere și nici mulțumirea citită în priviri. Ne întoarcem la Biserica Mavrodoru, unde se ține o scurtă slujbă, apoi mergem la spectacolul oferit de hipoacuzici și orbi. Să fie binecuvântată parohia Mavrodoru, părintele slujitor, părinții slujitori, Consiliul Parohial, Comitetul, toți creștinii iubitori de Dumnezeu și cei care iubesc locul acesta și au venit astăzi la Sfânta Liturghie. Pace și bucurie vă dorim, sărătate și la mulți ani tuturor! Vă mulțumim, preasfinția voastră, pentru prezență și pentru dragoste. Vă mulțumim pentru că Dumnezeu a rânduit ca să putem săvârși și prăduia Sfântului Haralambie și ne dovedim prin aceasta că, așa cum a spus Sfântul Haralambie, vino, prietenul meu, că mult ai pătimit, și noi vrem să devenim și să fim prieteni lui Hristos, în Hristos și în biserică, dovedind că suntem urmași fidele ai sfinților noștri. Vă mulțumim și cei care sunt prezenți și sunt haralambii și preasfinția voastră și tot corpul de părinți, să trăiască într-un mult și fericiți ani, mulți ani trăiască! Biserica Mavrodoru este singura biserică care slujește pentru surdomuți din Pitești și din județul Argeș. În curând se va face și o biserică pentru copii, Biserica Sfântul Stelian, ceea ce este foarte bine. Sala este plină. Preasfințitul Calinic s-a așezat în primul rând. Programul artistic pregătit cu atâta micală
și efort îi dă emoție și lui. Tocmai a venit magul să vestească nașterea Domnului. Naște pe Fiul Domnului, căruia îi vei spune numele Iisus. Cum se face aceasta? Ei îl văd și îl aud, dar cu simțurile lor, la fel de profunde ca ale noastre. Inițiativa argeșeană a părintelui profesor Onu Constantin a prins rădăcini și s-a răspândit în toată țara. Inițiativa pe care Episcopia Argeșului a avut-o privitor la asistența pentru persoane surde a avut reușită și în alte eparhii. Cea din tâi este Arhiepiscopia Iașilor, unde s-a înființat o parohie de surzi bine asistat religios și social, iar ultima din cele 15, anul acesta, 2008, februarie, la Târgu Mureș. Există deja mai multe biserici pentru surzi și preoți slujitori pregătiți în limbajul gestual. Ca oaspeți, am fost invitați la sfințirea unui lăcaș de cult din Târgu Mureș și am rămas impresionați de grija pentru hipoacuzicii transilvăneni. În impunătoarea lor casă pot să încapă în voie mii de oameni. Unde ești, pescăruș hoinar, să duci această veste la Athos și Meteora, să afle cu cernicii părinți din vârf de munte despre limbajul inimii niciodată rostit în cuvinte, tălmăcit în fapte, săvârșit în lumina Tatălui Ceresc, Cel care ne ocrotește. Ca un vrednic păstor, Preasfințitul Calinic își mână turma. Părintele profesor Onu se conversează cu porumbeii, prietenii lui, cuibăriți prin jurul bisericii. La o mănăstire, ascunsă în mijloc de codru, măicuțele plămădesc pâinea pentru ziua de mâine. Să ajungă la toți, auzitori și neauzitori, văzători și orbi. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru această lucrare foarte importantă în Biserica noastră ortodoxă română. Binecuvântăm nu numai apariția liturghierului necesar, ci și a unui CD foarte important și binevenit, după care vor învăța comunitățile de surdomuți din România și chiar din străinătate. Povestea noastră se apropie de sfârșit. Ca firul din caier. Între timp a răsărit și luna, iar câinele latră bezmetic în noapte. Se vede că nu are somn.